Salut, sună Tiger și astăzi o să ne uităm la un videoclip. Cum ați vrea să vedeți evoluția mea? Tocmai asta a făcut The Wolf Dogs, a făcut evoluția mea, este în cealaltă cameră și da. O să pun pauză și o să intru pe YouTube și o să vă și arăt. O să vă și pun link în descriere de la The Wolf Dogs și de la videoclip și haide să intrăm. Deci acesta este acest videoclip, cum vedeți, evoluția lui de Tiger pe Brawl Stars. Mi-a și pus muzica, care cu muzica mea, pusă de la canalul meu, nu de la cel care a făcut-o, și de Tiger, canalul meu de YouTube. Deci dacă o să intrați și voi aici, puteți să intrați și pe canalul meu înapoi și astea. Haideți să trecem la episod. Așa. Și o să dăm drumul. Da, și din acest Brawl Box care se umple, mi-a picat atunci Crow și... O să și vedeți. Aici mi-a picat Carl pentru că atunci s-a și adăugat Carl și știți bine că aveam și 2000 de trofee pentru că atunci se făcea foarte greu trofeele și cred că cel mai greu rang de-abia de făcea era cu 15, dar rang 20 cât de greu era. Haideți să trecem mai departe. Aici mă tot gândeam ce skin să iau, Bandita, Shelly sau El Rudo primul, dar după aia m-am decis cu un skin, dar nu vă zic ca să fie mai, așa, mai interesant. Așa arăta mai de mult înainte de update-ul cu, cine era? Cu Tic. Așa arăta când vrei să cumperi un skin. Dacă voi sunteți de mai mult timp, voi știți cine este ca mai nou așa de Brawl Stars. O să vadă acum. Haideți să dăm mai departe. I'm
Deci dacă vă întrebați care a fost cel mai important lucru, cel mai important lucru era că mi-a picat Frank din acel Brawl Box. Aici avem creu de rang 20. Aici mi-a păcat un brawler foarte, foarte important și foarte, foarte bun și o să vă și arăt care este. Aici avem 6000 de trofee, numai că nu se vede de facecam și de aia, acolo, și da. În videoclipul de înainte, acolo făcusem pe Bull rang 20 și pe El Primo rang 20, dacă vreți să știți. Come on.
Aici, nu, din păcate, nu se vede, dar acolo aveam 7 items remaining. Aveți și episodul la mine pe canal, să vă și uitați. Și acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut și evoluția mea făcută de The Wolf Dog, atunci lăsați like și subscribe și noi o să ne vedem data viitoare. Pa!